Salutare oameni dragi și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Numele meu este Ciprian și în videoclipul acesta vă arăt cum puteți să faceți ceva bănuți în mod gratuit cu aplicația Revolut în campania de promovare a celor de la Pit Network. Și o să mergem în aplicația Revolut. Mergem jos la secțiunea Crypto. Îi dăm frumos la Discover. Și vedem că ne-a apărut aici la secțiunea Learn, Pit. Îi dăm pe Pit, mergem la lecția numărul 1. Ne spune câte ceva despre Pit Network, pentru cei care vor poate să învețe, deoarece este un proiect foarte interesant. Așa, what is the Oracle problem? Aici avem răspunsul numărul 2, blockchain can send or receive data from external system. Which statement represents Pit core business model? Aici avem răspunsul numărul 3, Pit connect market data to blockchain. Întrebarea 3 din 3, which of the following categories are the majority of Pit tokens used for? Avem ultimul răspuns, ecosystem growth. Îi dăm submit, next lesson. Întrebarea numărul 1, Pit price feeds consist of interaction between the following parties. Aici avem răspunsul numărul 1, financial institution, Pit network and applications. Întrebarea numărul 2, what are the benefits of a put oracle model versus a push oracle model? Aici avem răspunsul numărul 3, trust, cost and speed. Și întrebarea numărul 3, how many cross-chain update had Pit published? Aici avem răspunsul numărul 3, over 1 billion, submit și mergem la ultima lecție, la lecția numărul 3. Who does Oracle Integrity Staking Protect? Aici avem răspunsul numărul 2, DeFi application and the users. Întrebarea numărul 2, when can stake tokens be slashed and distributed to impacted parties? Aici avem răspunsul numărul 1, when data provider publish inaccurate data. La întrebarea numărul 3, Pit Network is the first Oracle 2 și aici avem ultimul răspuns, offer protection for all published price feed data. Îi dăm submit și acesta a fost quizul de la Pit Network în aplicația Revolut. Dacă l-ați găsit interesant, nu uitați să-i dați un like, abonați-vă la canal ca să fiți la curent cu tot ce postez, lăsați-mi în secțiunea de comentarii părerea voastră asupra aplicației, dar și idei despre ce să mai postez pe acest canal de YouTube și până data viitoare, spor la bani!